Un bărbaș a găsit sfârșitul după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc de locuințe din Arad. Omul în vârstă de 74 de ani a murit după ce s-a izbit de pământ. Încă nu este clar dacă vorbim despre un accident sau despre o sinucidere. Pompierii arădeni au fost solicitați luni dimineață să intervină pe calea Aurel Vlaicu, unde un bărbat de 74 de ani a căzut de la etajul 7 al unui bloc de locuințe. La data de 4 martie, în jurul orei 7, polițiștii secției 1 Vlaicu au fost sesizați despre faptul că o persoană de sex masculin ar fi căzut dintr-un apartament situat la etajul 7 al unui bloc din municipiu. Cadavrul a fost identificat în persoana unui bărbat de 74 de ani din Arad, fiind transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Arad, în vederea efectuării autopsiei, stabilirii cauzei decesului și luării măsurilor de urmare. Transmit reprezentanții IPJ Arad.